revenit, doamnelor și domnilor, ultima parte a emisiunii noastre de astăzi, luni 8 decembrie 2008. Acea veste de ultimă, acea știre de ultimă oră, cetățenii prinși cu un seif plin de bani în zona Ostrov, iată, au fost alergați, au fost somați de către polițiști, au reușit într-un final polițiștii să îi oprească în zona aeroportului Mihail Cogălnicianu. Unul dintre ei a fost dus la secția de poliție, este reținut pentru interogatoriu, dar acesta nu vrea să declare nimic până când nu se află în prezența avocatului. Până va ajunge avocatul dânsului acolo, avocatul acestui infractor, dacă e să-i spunem așa. Rămânem doar cu atât. Mai multe informații veți afla dumneavoastră de la grupajele informative CTV din fiecare oră. Pentru că toți suntem aici în domeniul codului penal, să vedem și modificări ale acestuia referitor la cercetarea penală a minorilor. Să vedem un material Lumea Zice, după care revenim. Conform prevederilor noului cod penal, limita de vârstă la care pot fi cercetați penal tinerii s-a stabilit la 13 ani. Astfel, pedepsele și măsurile dispuse de organele judiciare pot fi executate de acum de făptași, chiar dacă aceștia nu au încă vârsta majoratului. Mă gândesc că să ajungă la 17 ani, 18, cum era înainte. Adică mă gândesc că sunt prea mici. Părerea mea e că e foarte bine. De ce? Păi, cred că deja de la... dacă fac facultate penală, au discernământ. Deci, eu nu consider că la 13 ani nu are discernământ și nu știe ce face. Cred că este o metodă bună pentru... De ce? Pentru că sunt prea multe infracțiuni la ora actuală și mai mult minori. La ce se întâmplă acum în România mi se pare o chestiune normală. Credeți că este o vârstă prea fragedă? Da, e vârstă fragedă și pentru ceea ce fac ei. Cea mai mare tâmpenie. De ce? Păi, în primul rând, asta dovedește că sistemul educațional mai se implică în educarea acestui copii și îi lasă direct pe partea juridică. Ce părere îmi dau? Să știți că nu e rău ca să fie cercetați. De ce? Pentru că sunt nesupravegheați de părinți și vorbesc tot felul de prostii și prin tramvaie și prin peste tot și nu ține cont de bătrâni și de oameni care sunt cu un handicap. Să fie trimiși la o școală de reeducare. Dacă părinții sunt, incapabili să-i educ, ca să le dea o educație... Consider că nu este cazul să fie cercetați penale, a spus, nu? Deoarece minor, trebuie făcută mai multă muncă de educație cu părinții. Să nu ajungă acolo să fie judecați penal. Și cazuri de... multiple, dacă sunt, statul să ia niște măsuri în privința aceasta ca să creeze niște condiții de trai acestor oameni. Nu prea bună, că sunt prea mici, n-au... părinții trebuie să-și asume responsabilitatea, părerea mea. Sunt prea mici, educația. Păi este un fapt bine, pe de altă parte. De ce? Poate nu se mai întâmplă atâtea furăciuni și toate printr-o lege și prin toate... mijloace de transport în comun. E bine, la câte s-a întâmplat? Nu, asta ce ziceți? Să-mi spuneți dumneavoastră, de ce credeți? Normal, da, mi se pare normal. La câte cazuri au fost, e corect. Cadrul infracțiunilor și al pedepselor a fost revizuit din cauza numărului mare de tineri infractori care nu erau trași la răspundere conform legislației în vigoare, dar și pentru a preveni într-un fel delincvența juvenilă. Iată, minorii vor fi sancționați de la 13 ani, de la vârsta de 13 ani. O fi bine, o fi rău? Nu știu. Rămâne de aflat. Rămâne să vedem în continuare ce se va întâmpla. Rămânem în continuare în domeniul artei. Rămânem în continuare la artiști. De data aceasta vorbim despre fotografia freelancer. Nu? Spun bine? Da. Bună dimineața, Mircea. Bună, doamnelor și domnilor, Mircea Marinescu, invitatul meu din această dimineață. Fotograf freelancer. Mircea, te rog frumos, spune-mi exact ce înseamnă a fi un fotograf freelancer. După mine, cred că este activitatea desfășurată singur, deci fără a lucra neapărat pentru cineva, ci doar prin colaborare și de a face, nu știu, pentru tine, pentru sufletul tău,
iar nu știu, ca pentru de a nu lucra cu cineva, pentru cineva anume, să nu te încadrezi în tipare, da, să nu în tipare, deci liber profesionist. De fapt că asta e, cred că este și asta este și termenul românesc. Păi și a fi liber profesionist, hai să trecem de la freelancer în română, să-i spunem liber profesionist, fotograf liber profesionist. În țara asta, aici, la noi, în România, în momentul de față, se rentează, sau pur și simplu este doar pasiune, este pură pasiune? Pasiune, cred că e foarte multă, că fără nu se poate, însă de rentat, cred că nu foarte mult, adică domeniul este foarte slab dezvoltat, încă suntem în tranziție, iar partea culturală mai are mult așa de evoluat. Acestea sunt imagini, sunt fotografii făcute de tine, nu? Da, de pe la diferite evenimente, peisaje, eu știu cum am simțit, cum am... Foarte mulți fotografi își fac banii din nunți. Uite, pentru că vorbim de nunți, da. Iată și mireasa. Se rentează atât de mult să fii, da, fotograf la o nuntă? Da, este... Se câștigă destul de bine la o nuntă. Acum, într-adevăr, au apărut pretenții noi, lumea a început să știe mai multe și trebuie și o calitate mult mai bună decât ce se făcea înainte. Dar principala, cred că, sursă de venit în fotografie sunt evenimentele, nunți, botezuri, chestii de genul. Expoziții? Da, am participat la expoziții cu Școala Populară de Arte și Meserii, secția fotografie, domnul profesor Bebe Pitei. Atât am. În rest, toată activitatea, majoritatea activității pe internet o desfășor. Te-ai gândit vreodată să devii fotoreporter? Da. Deci chiar mi-am dorit și foarte mult, încă mă mai gândesc. Și de ce nu dai curs acestei dorințe? Este mai greu ceea ce vreau să fac. Nu știu, mie îmi place foarte mult fotojurnalismul. Nu are nicio legătură cu arta în sine, însă e greu, mai ales în România de plecat, trebuie o bază, adică, nu știu, trebuie plecat de undeva de jos pentru chestia asta și este mai greu de realizat. Am început cu fotografii de stradă cât de cât, cu fotografia sportivă, mai merg pe la tot felul de meciuri, handball, volei, rugby, ce se desfășoară în Constanța, dar cu fotojurnalismul este mai greu. Plus că partea materială la fel e cam precară, să spun așa, din fotojurnalism. Ce înseamnă din punct de vedere material în momentul de față? Cât de bine reușești să întreții fotografia? Practic o întreții din poze, o întreții din toate activitățile, din toate pozele și evenimentele la care mergi, dar cât de bine reușești să-ți întreții toate cheltuielile de care ai nevoie în această artă, în această meserie? Mă împart, cum să spun, cum pot, pentru că din fotografie nu câștig foarte mult, iar pentru asta trebuie să mai lucrez și în altă parte ca să-mi acopăr cheltuielile, că altfel nu... Deci din fotografie cred că încă nu se poate trăi decent în România la ora actuală. Într-adevăr, asta e o problemă cu care se confruntă cam toți artiștii români, dar pentru că vorbeam de fotojurnalism și de fotografia artistică, care este diferența între aceste două? Care este diferența de cadratură? Care sunt diferențele tehnice ale acestor două? Fotojurnalismul trebuie să surprindă verbul, acțiunea în fapt, iar fotografia artistică subiectul. Deci cam asta este diferența. În fotojurnalism nu se aplică totdeauna regulile din fotografia artistică. Mă refer la încadratură, deci ele trebuie să arate cât mai bine situația surprinsă sau reportajul în sine. Să, din 3, 4, 5 imagini să înțeleagă ce s-a întâmplat acolo. Am înțeles. Cât de des folosești fotomanipularea? Sau o folosești? Ești adeptul ei? Sau... Nu sunt adeptul Photoshop-ului, să spun, că de obicei pe asta se lucrează. Fac mici corecții, contrast, lumini, chestii de genul, dar evit să pun
obiecte în fotografii, să scot, adică mici chestii se pot retușa, însă nu pun un copac sau mut blocul mai mult. Am înțeles, deci folosești în limita bunului simț, să zic, dar în ghilimele. Bine, acum e posibil să mă conteste multă lume pe chestia asta, dar asta e părerea mea. Sincer să fiu, din ceea ce am văzut în pozele pe care tocmai le-am urmărit, în imaginile respective, mai mult decât să schimbi puțin lumina și să mărești contraste, nu ai făcut. Deci nu. Bine, plus reîncadrări, să spun, cropuri. Bine, dar aceste lucruri, din câte știu, se făceau și înainte, se făceau, da, și pe fotografia... Pe fotografia clasică, pe hârtie, film. Înainte, din ce mi-aduc aminte, se făcea, după ce se făcea fotografia, pe hârtie se lua la retușat cu creion, cu... Și ieșeau pozele perfecte. Dar și din toate cele băi de substanțe, știu că se reușea să se dea un efect. Și acolo e o adevărată artă, chimia fotografică. Mari fotografi sau așa încă lucrează pe film, pentru că până la urmă filmul rămâne film, calitate bună, deși digital acum e mult mai accesibil și până la urmă poate oricine, mai ales pe calculatorul, să facă orice, dar cred că marea artă este încă pe film. Și majoritatea fotografilor foarte buni lucrează pe film când pot, cum pot. Am înțeles. O să luăm acum o scurtă pauză de la discuția noastră. Cât de aiurea trebuie să fie să te cheme Ceapă, Borcan, Aurel, Romeloțel? Cât de aiurea trebuie să fie? Cât de raznă? Te-ai gândit vreodată sau ai întâlnit vreodată oameni de ăștia care se cheme cu nume ciudate? Dar... Bine, asta e vina părinților, probabil. Că el la naștere nu l-a întrebat nimeni dacă e de acord. Mie îmi povestea cineva din Cluj că avea o colegă de facultate pe care o chema Lamea. La mea fiind numele ei, da? Și Cepu. Înțelegi? Numele de familie. Ei, și de aici gândește-te câte neplăceri s-au creat la cursuri și nu numai la cursuri. Ei, pentru toți acești cetățeni, domnilor și domnilor, care se confruntă cu astfel de jene, să spunem, cu astfel de stresuri, s-a inventat un nou serviciu, s-a inventat o nouă, nu știu dacă pot să-i spun lege, pot să-i spun lege, nu pot să-i spun lege. S-a inventat un lucru extraordinar de benefic, să-i spunem așa, cel mai bine. Schimbarea numelui. Haideți să urmărim un material, prima oră despre schimbarea numelui, după care revenim la fotografia freelancer. Viața fără nume precum Ghiena, Superman și Ceapa ar fi cu siguranță mult mai ușoară, cel puțin pentru deținătorii acestor nume, care ezită să-l pronunțe ori de câte ori fac cunoștință cu persoane noi. Din fericire, schimbarea numelui pe cale administrativă este posibilă și a devenit o modă printre constanțeni. Un simplu drum la starea civilă și o serie de acte necesare sunt suficiente pentru a renunța la complexele legate de nume. Funcționarii publici garantează că în 3 luni veți scăpa și de ironii, aceasta fiind perioada legală în care solicitarea de schimbare a numelui se poate transforma în realitate. Există o ordonanță 41, după care noi o aplicăm. Cei care au domiciliu în Constanța, chiar dacă nu sunt născuți în Constanța, pot depune schimbarea de nume, dar sunt anumite situații, adică un nume care produce ilaritate, la prenume avem mai multe, pentru că sunt cunoscuți sub alt prenume și chiar și de nume sunt cunoscute persoane în orașul ăsta cu alte nume. Și atunci vin cu documente, cu toate actele care sunt necesare, o să vi le spun și dumneavoastră. Nu avem foarte multe, dar adunate la un loc schimbările de nume cu cele de prenume sunt în jur de 50 anul acesta. Actele necesare sunt buletinul de identitate sau carte de identitate ce are persoana respectivă, solicitantul, copie după el, certificatul de naștere și certificat de căsătorie în cazul în care vor să schimbe numele. De ce vă spun și de căsătorie? Pentru că sunt persoane care la încheierea căsătoriei au optat pentru numele de domnișoară, după care acum vor să vină să schimbe numele după soț sau invers. În timp ce unii sunt complexați de numele lor, alții nu și l-ar schimba pentru nimic în lume. V-ați gândit vreodată să vă schimbați numele? Nu, pentru ce? Nu. Dar dacă pentru ar fi... că am fost odată în Edelcu și am devenit cusură. Și ce nume să mai schimb? Ca să mă mări din nou, nu, iubita. Niciodată. Ăsta e numele meu de când m-am născut. Dumneavoastră v-ați gândit vreodată să vă schimbați numele?
Nu m-am gândit și la vârsta asta, n-are niciun rost. L-am purtat cu plăcere numele care l-am avut și de domnișoară și de căsătorită. De la începutul anului la Constanța au fost schimbate 20 de nume și 30 de prenume, toate pe cale administrativă, exceptând schimbările care se fac prin căsătorie. Seiful despre care vă vorbeam puțin mai înainte a fost furat din ostrovul de Tulcea. Iată că încet, încet informațiile încep să iasă la iveală, încep să iasă la lumina zilei. Și acum, bineînțeles, să abandonăm problemele astea și să ne întoarcem la artă, să ne întoarcem la fotografie. Mircea, ai observat cum specialiștii imediat au cerut lămuriri despre fotografiile pe care tocmai le-am urmărit. Într-adevăr, nu este foarte greu să folosești această fotomanipulare, dar foarte mulți în ziua de astăzi folosesc atât de mult fotomanipularea că nu mai știi care este poza reală și care este mâna calculatorului, da, să spunem așa. Într-adevăr, de aia nici mie nu place foarte mult, adică prefer să surprind imaginea exact cum este ea și să o modelez cât de cât, cam cum am văzut eu în momentul ăla. Este și aceasta o categorie separată de a fotografiei cu fotomanipularea în care se fac colaje foarte mult și așa, dar pentru mine aia nu mai este, nu știu, o realitate, e deja altceva. Da, se aplică foarte mult, cel puțin în revistele de specialitate, în revistele cu fotomodele, în revistele de modă. Fashion și, da. Bineînțeles, se aplică pentru toate aceste categorii. Acum este o specie pe cale de dispariție a celor, am atins noi un pic subiectul, fotografilor clasici, cei care folosesc filmul. Dispar pe zi ce trece. Una la mână am înțeles că dispar, că nu mai au resurse, nu mai au filme, cel puțin în România. În România, da, într-adevăr. Chiar și eu am vrut să fac niște fotografii pe film, că vărul meu are un aparat foarte bun. Și tot ce trebuie să comande afară, de pe internet, substanțe, film, hârtie, tot. Deci la noi în România ceva de calitate nu. Era Azu Mureș înainte, care era praf, dar era singurul care așa, dar s-a trecut pe lumea, deja vrea ceva mai bun și la noi în România vă dați seama că numai asta nu mai lipsă să se facă, la câte sunt. Zim niște prețuri, zim cam cât îl costă pe un fotograf, el și freelancer, dar totuși care tinde către perfecțiune, cât îl costă toată aparatura, să spunem de început, nu tot ce înseamnă, tot ce însumează un studio fotografic. Spre perfecțiune e cam mult spus, pentru că nu o poză bună iese și cu un aparat ieftin. Deci, părerea mea că fotografia o face ochiul în proporție de 80% și 20% aparatul. Adică cu un aparat de 4 megapixel, să spun, iese o poză foarte bună dacă știi să o faci ca lumea și încadrat și tot. Dar ca prețuri, ce să spun? Acum, pentru început, ceva de genul, nu știu, 9-10 milioane, 910, 1000 de lei noi. Pentru un aparat compact, bridge, cât de cât, pentru a te învăța cu setările aparatului, că asta este, nu trebuie lucra pe auto. Și după aia, de nevoie, o să cumperi un aparat mult mai bun, mult mai performant. Dar, în principiu, ai cam avea nevoie de un safe de bani. Da. Probabil cetățenii ăștia doi care au furat safe-ul de bani, cine știe, vreau să devină fotografi. Da. Și ce au zis? Domnule, trebuie să ne cumpărăm aparate, obiective, filme, blitz-uri. Soluții, blitz-uri, bineînțeles. Pentru că vorbeam de filme și vorbeam de soluții fotografice, știi, Azo Mureșul, practic era singura în țară, pe vremea lui. Acum a devenit, cum îi spune, a devenit societate care fabrică îngrășământ. Uite și tu unde s-a ajuns. Deci interesul pentru fotografie... Da, bine, oamenii s-au reprofilat pentru că dacă au văzut că nu mai merge... S-au reprofilat, dar nici așa bine nu le merge. Muncitorii de la Azo Mureș poate să primească în luna decembrie peste 5.000 de lei. Să muncești la Azo Mureș. Da. Ar fi frumos așa.
cei peste 2000 de muncitori de la Azo Mureș trimiși în șomaș tehnic din 2 decembrie ar putea primi în această lună peste 5000 de lei, ne informează agențiile de presă online, reprezentând salariul și primele, transmite corespondentul agenției online pe care o cităm. Secretarul general CNSLR Frăția, la care este afiliat sindicatul Alternativa 2002 din Azo Mureș, Maria Dândărău, a declarat duminică pentru Newsin că potrivit contractului colectiv de muncă, combinatul acordă angajaților și o primă reprezentând cota din profit. O fi bine, o fi rău. Deja cred că vorba asta, o fi bine, o fi rău, o să devină un light motiv al emisiunilor cu caracter informativ. Da. Oare lucrurile astea nu cred că se întâmplau astfel de lucruri, nu primeau ei atâția bani dacă rămâneau în continuare să facă filme și soluții de clar, fotografiat. Clar, nu. Nu, oricum domeniul cultural în România, după cum spuneam, e foarte jos. Interese nu există foarte mari de promovare, lumea trebuie să facă ceva să iasă din criza în care suntem. Și nu mă refer la asta actuală, la aceea de după Revoluție. Că pentru mine toată asta e, nu știu, tranziția asta e mai mult o criză. Și practic afectează, uite, afectează toate segmentele, da. Toate segmentele de piață, de la fotografi, la noi nu este dezvoltat, nu sunt dezvoltate astfel de ramuri. Și muzică, deci toate ramurile artistice nu se chinuie, dar nu, și ce apare dispare. Adică nimic concret și nimic de calitate, pentru că dacă nu s-a investit, interesul n-a mai existat. Cei mici, doar probabil cei din familiile de artiști să fie bătuți la cap sau împins spre o chestie de asta de mici ca să se formeze. Altfel renunță după un anumit timp. Pentru că vorbim de tineri și de formarea lor, să vedem un material Lumea Zice referitor la cum se împacă tinerii din ziua de astăzi cu politica. Să vedem ce părere au ei despre politică, după care revenim. Ești tânăr? Te promovăm. Tot ce trebuie să faci este să te înscrii în politică și să servești conștiincios doctrina și cauzele partidului. De restul ne ocupăm noi. Chiar dacă sună ca un anunț în ziar, formula este des întâlnită în România zilelor de azi, când piața politică simte din ce în ce mai mult nevoia de suflu nou și tânăr. Și dacă ne referim la trend, cu siguranță cariera de politician este una care merită toată atenția și promite reușite de mare angajament. Mulți dintre politicieni și-au pus speranța în generația tânără și în implicarea acesteia în structurile de conducere ale partidelor. Dar cât de atrași sunt tinerii de